Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. 40 de angajați de la Spitalul de Urgență din Capitală riscă să fie demiși. Personalul a scris o scrisoare către autorități invocând faptul că Ministrul Sănătății ar face presiune asupra angajaților incomozi. Ce răspuns are Alan Emerenco, vedeți la știri. Un fost viceministru și secretar de stat la Ministerul Economiei a fost trimis pe banca acuzațiilor pentru fals în declarații, anunță Procuratura Anticorupția. Alertă în centrul Chișinăului, în sediul central al unei bănci comerciale, un bărbat a lăsat un pachet suspect cu un telefon, apoi a părăsit clădirea și a fugit cu o mașină. În Moldova ar putea fi deschise crematorii umane. Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege cu privire la funcționarea cimitirelor. Patruzeci de angajați de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească riscă să fie demiși din funcție. Informația a ieșit la iveală după ce mai multe surse media au făcut publică la 13 iunie o scrisoare adresată premierului Dorin Recean, președintelui Parlamentului Igor Grosu, precum și unor deputați. În petiție se spune că ministrul Alan Emerenco ar face presiune asupra angajaților incomozi, inclusiv pentru a-și depune demisia și că i-ar favoriza pe cei apropiați. Vrem doar să ne lase doamna Emerenco o să lucrăm așa cum am lucrat. Se mai menționează în text. Am solicitat o reacție de la Ministrul Sănătății, Alan Emerenco. Care este aceasta? Vedeți în material. În scrisoarea adresată demnitarilor, reprezentanții Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească roagă să le fie examinată petiția și solicitarea de a întreprinde măsuri pentru, așa cum spun ei, curmarea dezmățului conducerei actuale a IMSP, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în frunte cu fondatorul instituției, Ministerul Sănătății, în persoana Alei Nemerenco, sau, după cum s-a exprimat doamna la întâlnirea avută la începutul anului cu vicedirectorii și șefii de departamente, cu directorul instituției noastre, căci vicedirectorii au fost numiți de mine pentru ca să facă tot ce le voi spune eu. Eu vă voi fi vouă director. Astfel începe scrisoarea angajaților CNAMUP. Am solicitat o reacție de la Alan Emerenco pentru a comenta aceste acuzații, dar dumneai ne-a scris că petiția este anonimă, nu a angajaților și că nu a avut nicio întâlnire cu colectivul și ne-a îndemnat să citim postarea pe care a făcut-o recent la acest subiect. Pe Facebook, Ministrul Sănătății a scris că toți 40 de angajați din totalul de 5800 de angajați ai instituției sunt de vârstă profund pensionară. Dar nu acesta este motivul principal al disponibilizării, ci faptul că existența acestor funcții nu a adus plus valoare instituției, sistemului și pacientului. Majoritatea dintre ele s-au numit consilierul consilierului, ajutorul secretarei, arhivari care arhivau istoriile medicale de acasă, șef pe nu știu care logistică, experți nu știu în care expertiză, secretară dactilograf, statisticieni care nu duceau nici statistica prezenței lor la serviciu și alții, a mai punctat Nemerenco. Cu o reacție la acest subiect a venit și purtătorul de cuvânt al executivului. Daniel Vodă susține că instituția trece printr-o reorganizare, inclusiv la nivel de cadre, fapt care ar putea trezi nemulțumiri în rândul angajaților CNAMUP. Vodă declară în acest context că transmiterea în spațiul public a unor corespondențe, fără a fi făcute publice, ar fi de fapt o tehnică de manipulare care poate să inducă lumea în eroare. Corespondența care apare în spațiu public cu titluri de genul șocant, scandal, nu neapărat corespunde cu realitatea la zi. Deseori în proiectele de reorganizare și în proiectele de reformă care vizează anumite instituții, există mai multe tabere care preferă să comunice într-un fel sau altul. Transmiterea în spațiu public a unor corespondențe fără a oferi un context general este și asta o tehnică de manipulare care poate să inducă lumea în eroare. Am vrut să aflăm și reacția președintelui Parlamentului Igor Grosu la acest subiect. Consultantul principal al Direcției Comunicare și Relații Publice a instituției, Svetlana Rudenco, ne-a spus însă că o petiție a angajaților de la urgență nu a fost deocamdată înregistrată la Secretariatul Legislativului.
Menționăm că CNAMUP a ajuns în atenția spațiului public și după ce directorul instituției, Iurie Crasiuc, a expediat către sindicate o scrisoare prin care anunță că vrea să concedieze 40 de angajați ai instituției ajunși la vârsta de pensionare, între ei medici și șoferi de pe ambulanță. Cererea a fost respinsă de sindicate pe motivul crizei ce vizează cadrele medicale, dar și pentru că persoanele a căror demisie a fost propusă ar avea o reputație ireproșabilă. Într-o reacție publică, CNAMUP a menționat că din cei 40 de angajați preavizați cu statut de pensionar, 27 sunt cadre non-medicale și 13 persoane cu studii medicale din personalul administrativ. Demisia acestora sub nicio formă nu va influența calitatea asistenței medicale de urgență acordate populației. Totodată, disponibilizarea cadrelor se va face pentru optimizarea cheltuielilor economico-financiare și eficientizarea activității întregului serviciu, mai spune conducerea spitalului. Un fost viceministru și secretar de stat la Ministerul Economiei a fost trimis pe banca acuzațiilor pentru fals în declarații. Despre asta anunță Procuratura Anticorupție, potrivit căreia, în perioada 2016-2019, când deținea funcțiile publice, învinuitul ar fi introdus intenționat în declarațiile sale de avere informații eronate despre conturi bancare inexistente. El ar mai fi indicat în documente că ar fi obținut bani în proporții deosebit de mari din vânzarea unor apartamente dintr-un bloc de lux din Chișinău, în care ar fi investit mai multe active, tranzacții care, de fapt, nu ar fi avut loc în realitate. Tot intenționat, nu ar fi declarat mai multe terenuri agricole în raionul Orhei, înregistrate pe numele soției sale, dar și un lot de teren pentru construcții situat în România, în valoare de peste 350.000 de lei moldovenești. Totodată, inculpatul intenționat nu ar fi declarat un automobil de lux deținut prin intermediul unei companii afiliate acestuia, achiziționat la prețul de aproximativ 700.000 de lei. 7 conturi într-o instituție bancară din Austria cu un rulaj de peste 400.000 de euro, dar și active de 50.000 de dolari deținute în capitalul social al unei societăți comerciale nerezidente din Belize, înregistrate pe numele soției. Fostul demnitar a recunoscut faptele care s-au imputat, însă a spus că le-a comis din greșeală, mai spun acuzatorii. Așa sau altfel, el riscă amendă de la 20.000 la 30.000 de lei sau închisoare de până la un an. În ambele cazuri, va fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Fostul judecător ucrainean Nicolae Ceaus, dispărut acum 2 ani de Republica Moldova, a fost condamnat în țara vecină la 10 ani de pușcărie cu confiscarea averii pentru corupție. El a fost arestat chiar în sala de judecată pentru a-și ispăși pedeapsa, anunță presa din Ucraina. Avocații săi au spus că vor ataca sentința. Amintim că după dispariția din Chișinău a lui Ceaus a fost pornită o anchetă și chiar reținute 2 persoane care ar fi implicate în acest caz. Fostul judecător a apărut mai apoi în mai multe filmulețe video, în care a spus că este bine, dar nu a oferit detalii legate de circumstanțele dispariției sale și nici despre cei care ar fi implicați. În 2022, însă, magistratul a acordat un interviu, în cadrul căruia a povestit că a fost răpit din Chișinău, urcat într-o mașină de persoane necunoscute, bătut și ulterior obligat să depună mărturii. Nicolae Ceaus venise în țara noastră unde ar fi vrut să se ascundă de justiția de la Kiev, după ce a fost prins cu mită de 150.000 de dolari în borcane. Ministrul Agriculturii va merge la Bruxelles ca să ceară structurilor europene bani pentru agricultorii afectați de crizele din domeniu. Vladimir Bolea va avea o întrevedere cu Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru a-l convinge de impactul negativ al războiului din Ucraina asupra sectorului agrar din Moldova, cum ar fi scăderea prețurilor și ruperea lanțurilor logistice. Declarații în acest sens au fost făcute la Realitatea Live. Ministrul spune că va prezenta la Bruxelles date care confirmă consecințele nefaste asupra agriculturii din țara noastră. Noi pregătim niște calcule, le-am comandat la 2 instituții, mâine, poi mâine, cel târziu până vineri, eu trebuie să primesc aceste calcule. Pentru că Uniunea Europeană crede în cifre. Deci noi trebuie să mergem să demonstrăm în cifre că Republica Moldova a avut de suferit din urma războiului, consecințe, prăbușiri, prețuri, etc. Noi, practic, asta vrem să le spunem, că Republica Moldova, chiar dacă nu este un stat membru al Uniunii Europene, pentru țările care sunt candidate sau sunt în vicinătate, sunt diferite alte fonduri.
la care noi trebuie să avem acces și din care noi trebuie să primim și să repartizăm banii agricultorilor din Republica Moldova. Bolea a mai declarat că după învestirea noului guvern de la București, Moldova va primi 4.000 de tone de motorină gratuită, promisă anterior de autoritățile de peste Prut, care va fi repartizată prioritar fermierilor cu terenuri agricole mici, pentru că potențialul lor financiar este mai mic și sunt plini de datorii, a mai spus vicepremierul. Ieri, Asociația Forța Fermierilor a prognozat pierderi în agricultură de peste 2 miliarde de lei pentru anul curent. Potrivit directorului executiv al organizației, Alexandru Slusari, pagubele se vor înregistra din cauza afectării culturilor de primă grupă, iar dacă nu vor fi ajutați, unii producători ar putea falimenta. La rândul său, Ministerul Agriculturii anunță că va face propriul studiu de evaluare a prejudiciilor financiare înregistrate de agricultori din cauza consecințelor războiului din Ucraina. Amintim că vineri, 9 iunie, protestele fermierilor au fost puse pe pauză până săptămâna aceasta, când au programat o altă întâlnire cu premierul Dorin Recean și în baza rezultatelor căreia va fi luată o decizie de continuare sau oprire a revoltelor. Republica Moldova se confruntă cu fenomenul migrației în rândul personalului medical. Doctorii pleacă din țară, urmarea nivelului redus al veniturilor, condițiile precare de muncă, insuficiența oportunităților de dezvoltare personală și profesională. Informația se regăsește în Strategia Națională Sănătatea 2030, aprobată astăzi, 14 iunie, de guvern. Documentul prevede transformarea complexă a sistemului de sănătate și stabilește direcțiile prioritare de intervenție printr-o serie de programe naționale, realizarea cărora se propune a fi făcută până în anul 2030. Potrivit unui raport al Agenției Naționale de Sănătate Publică, la sfârșitul anului 2022, în sistemul medical al țării se atesta un deficit de aproximativ 1.000 de specialiști. Guvernul a aprobat Strategia Națională Sănătatea 2030. Una dintre sarcinile stabilite în aceasta este îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin construirea unui sistem modernizat. De asemenea, servicii medicale integrate și de calitate, medicamente și dispozitive medicale și accesul populației la ele, de digitalizarea sistemului de sănătate, care este un atu foarte important pentru sistemul actual, dezvoltarea și menținerea forței de muncă, care este pilonul de bază, și alte. Cu toate acestea, până acum, așa cum se menționează în strategie, sistemul de sănătate intern se confruntă cu o penurie de personal medical generat de fenomenul migrației medicilor. Doctorii părăsesc țara din mai multe motive. Factorii interni includ venituri mici, condiții proaste de muncă, oportunități insuficiente de dezvoltare personală și profesională. Din categoria factorilor externi atractivi, de remarcat că în anul 2018 în România a crescut cu 70% și 170% salariile majorității categoriilor de personal medical din sistemul public de sănătate și a simplificat procedurile de recunoaștere și echivalare a diplomelor de medicină primite în Republica Moldova, se spune în Strategia Națională Sănătatea 2030. Ministerul Sănătății remarcă și dificultatea de a atrage tineri profesioniști în sistemul de sănătate. Totodată, instituția vorbește despre un dezechilibru geografic în ceea ce privește prezența personalului medical, care se explică prin faptul că majoritatea instituțiilor medicale din țară, cu excepția Chișinăului, au resurse financiare limitate, cu infrastructură și echipamente învechite, ceea ce face ca aceste instituții medicale să nu fie atractive pentru doctori. Potrivit unui raport emis anterior de Agenția Națională de Sănătate Publică, la sfârșitul anului 2022, în sistemul medical al țării se atesta un deficit de aproximativ 1.000 de specialiști, fiind vorba în primul rând de o criză de medici în rândul celor de familie, anesteziști și radiologi. Strategia Națională Sănătatea 2030, aprobată de guvern, prevede dezvoltarea și implementarea unor mecanisme care să asigure menținerea personalului în sistemul de sănătate al țării, inclusiv prin asigurarea unei remunerări atractive și a motivației materiale și nemateriale a lucrătorilor medicali. Strategia națională urmărește de asemenea să transforme sistemul de sănătate până în 2030, astfel încât să poată răspunde rapid la urgențele de sănătate publică la nivel global sau regional. Se va acorda mai multă atenție prevenirii bolilor. În plus, după cum se menționează în document, serviciile medicale vor fi mai adaptate fenomenului demografic al îmbătrânirii populației, impactului dizabilității și profilului epidemiologic al morbidității, cu accent pe dezvoltarea prevenției, reabilitării, îngrijirii pe termen lung și servicii paliative.
Curtea Constituțională va relua luni, 19 iunie, ședința de examinare a sesizării Guvernului privind verificarea constituționalității Partidului Șor. Atunci vor avea loc replicile părților, iar mai apoi magistrații se vor retrage în deliberări pentru a lua o decizie cu privire la demersul Guvernului. La ședința de astăzi, avocații Partidului Șor, dar și cel al executivului, au prezentat pledoariile finale. Avocatul Guvernului Eduard Digore a ținut în discursul său să explice magistraților de ce Partidul Șor trebuie scos în afara legii. Ceea ce se poate desprinde din activitatea acestui partid și acțiunile liderilor săi se rezumă la următoarele. Corupție, fraudă a banului public, proteste contra bani, finanțare ilegală a activității partidului și campaniilor electorale, folosirea finanțărilor din străinătate și implicarea cetățenilor străini, instigare la ură și violență. Aceste circumstanțe excepționale impun din partea statului măsuri și acțiuni urgente, preventive, pentru a contracara implementarea unor asemenea proiecte periculoase, măsuri care să asigure pacea civică și regimul democratic al țării. Curtea este chemată astăzi să aplice de plin drept conceptul de democrație capabilă de a se apăra și să nu lase ca acțiunile neconstituționale ale unui partid politic să se mascheze cu drepturi, precum sunt cele de liberă exprimare și asociere. În luarea sa de cuvânt, apărătorul Guvernului a citat date operative de la Procuratură și SIS. Ulterior, s-au expus în fața magistraților reprezentanții partidului politic Șor. Vicepreședintele formațiunii, Marina Tauber, a declarat că nimeni din cadrul partidului nu a încălcat niciodată legea, iar toată activitatea a fost efectuată în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova, inclusiv actele financiare. Domnul Digure nu a prezentat dovezi, probe sau careva argumente concrete la care Curtea Constituțională trebuia să atragă atenția, dar a ofensat, a umilit și a înjosit sute de mii de cetățeni. Pentru că Partidul Politic Șor, în ziua de astăzi, este susținut de peste 200 de mii de cetățeni. Interzicerea sau dizolvarea partidelor politice ca măsură cu consecințe mari ar trebui utilizată cea mai mare reținere. Niciodată, niciun protest nu s-a terminat cu careva acte violente. Regretăm că se manipulează cu așa zisele sancțiuni politice impuse de unele state pentru unele pretinse acțiuni care nu au fost demonstrate de nimeni niciodată și nu există niciun act juridic. Avocatul formațiunii politice, Aureliu Colencu, a ținut să precizeze că probele prezentate de guvern nu întrunesc cerințele pentru a scoate în afara legii Partidul Politic Șor. În primul moment, dorim să menționăm că încălcările legislației electorale, în virtutea faptului că nu au un caracter continuu și că pot fi comise doar periodic, numai în timpul alegerilor, nu pot fi incluse în categoria faptelor de militare. Încălcările electorale menționate în sesizare sunt contravenții unice care se consumă în momentul comiterii lor, pe timpul scrutinilor electorale. Avocații partidului insistă asupra faptului că guvernul face trimitere la date din dosare, unele dintre care nu au fost trimise în judecată, iar asta înseamnă că aceste probe nu au fost verificate ca fiind adevărate. Totodată, apărătorii declară că pe unele dintre aceste materiale nici nu le-au văzut. Nu a fost argumentarea, nu a fost prezentarea careva probe care ar demonstra în alte curți care este necesitatea într-un stat democratic, cum ar fi Republica Moldova, de a declara Partidul Politic Șor ca unul neconstituțional și ca consecințele să fie radiat din registrul unităților juridice. După ce au luat sfârșit pledoariile părților, președintele curții, Nicolae Roșca, a anunțat o pauză până luni, 19 iunie, ora 10. Când vor avea loc replicile părților și deliberarea asupra hotărârii. Ședința pentru astăzi se declară închisă.
Amintim că magistrații Curții Constituționale au început pe 10 mai examinarea sesizării guvernului prin care a solicitat verificarea constituționalității partidului politic Șor. Ședința a fost întreruptă pe 17 mai pentru a da timp părților să pregătească pledoariile în fața Curții Constituționale. Executivul a depus la sfârșitul anului trecut o sesizare prin care a cerut verificarea constituționalității partidului Șor. Autorii documentului au argumentat cererea prin faptul că în toate activitățile de până acum, formațiunea a acționat în contradicție cu principiile statului de drept, punând în pericol suveranitatea și independența Republicii Moldova. Partidul Șor a declarat anterior că intenția de scoaterea sa în afara legii înseamnă lezarea drepturilor alegătorilor care și-au dat votul pentru formațiunea politică și este un atentat la pluralismul de opinie. Membrii și simpatizanții ai partidului Șor au protestat și astăzi la Curtea Constituțională. Oamenii s-au adunat în fața instanței înainte de a începe ședința de examinare a sesizării guvernului privind verificarea constituționalității formațiunii politice. Mulțimea le-a cerut magistraților să fie alături de popor, să respecte Constituția și să nu scoată partidul Șor în afara legii. Nici Curtea Constituțională și nici Guvernul nu a comentat deocamdată protestul. Anterior, purtătorul de cuvânt al executivului, Daniel Vodă, ne-a spus că nu comentează manifestația. Alertă în centrul Chișinăului, în sediul central al unei bănci comerciale, un bărbat a lăsat un pachet suspect cu un telefon, apoi a părăsit clădirea și a fugit cu o mașină. Diana Fetco, șefa serviciului de presă al Inspectoratului General de Poliție, a declarat pentru Orizont TV că forțele de ordine au fost sesizate despre incident în jurul orei 11. Ea a precizat că în rezultatul verificărilor nu au fost găsite obiecte explozive. Suspectul și mașina au fost reținute. Poliția stabilește toate circumstanțele producerii cazului. Întrebată dacă incidentul a fost o încercare nereușită de JAF, după cum scriu unele publicații online, Fetco a răspuns că acest lucru urmează să fie stabilit de anchetă. Noi alerte false cu bombă au vizat unele instituții publice din Chișinău. După cum ne-a comunicat Poliția Capitalei, în această dimineață, reprezentanții aeroportului și ai mai multor instanțe de judecată au sesizat forțele de ordine, precum că au fost anunțați prin poșta electronică despre minarea clădirilor. Serviciile specializate s-au deplasat imediat la fața locului și au efectuat verificări. Potrivit ofițerului de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, geniștii nu au găsit obiecte suspecte, iar o anchetă este în curs de desfășurare. Amintim că anul trecut Moldova s-a confruntat cu un val de alerte telefonice și online despre minarea diferitor clădiri, școli, grădinițe, aeroportul, instituții medicale, magazine, întreprinderi private și alte obiective. După cum a declarat atunci șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, pentru verificarea unor astfel de avertismente s-au cheltuit peste 2.260.000 de lei. Anterior, Ministerul Afacerilor Interne a propus înăsprirea pedepsei pentru astfel de mesaje. Termenul de detenție să fie majorat până la 12 ani, iar amenda până la 150.000 de lei. A înșelat un bătrân de 82 de ani din Hoginești, Călăraș, după ce s-a dat drept reprezentant al unei instituții medicale. Este vorba de un individ de 41 de ani din Chișinău. Potrivit poliției, prin înșelăciune și abuz de încredere, suspectul i-ar fi propus victimei plapume și perne ortopedice destinate persoanelor cu dizabilități, pentru care bătrânul ar fi achitat 8.000 de lei, pe când valoarea reală a acestora nu ajunge nici la 2.000 de lei. Cazul a avut loc la începutul lunii iunie, iar acum bănuitul a fost identificat. Acesta nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind judecat pentru cazuri similare. Bărbatul este cercetat penal pentru escrocherie și risc amendă de până la 50.000 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau închisoare de până la 3 ani.
Poliția a reținut doi indivizi care comiteau escrocherii prin metoda accidentul. Aceștia contactau diferite persoane, se prezentau ca fiind polițiști și inventau istorii despre accidente cu victime ce ar fi fost comise de apropiații celor pe care îi sunau. Pentru a nu pornea anchete, ei cereau sume de bani care puteau ajunge până la 10.000 de euro. Suspecții, dându-se drept angajați ai organelor de drept, apelau cetățenii și, sub pretextul că apropiații lor au produs un accident rutier în urma căruia a avut de suferit o persoană, solicitau mijloace bănești pentru a nu fi trași la răspundere. Escrocii cereau de la ținta atacului de la 3.000 până la 10.000 de euro, mai anunță forțele de ordine. Doi bărbați cu vârstele de 21 și 32 de ani au fost reținuți pentru 72 de ore în izolatorul de detenție provizorie a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, aceștia fiind suspectați de comiterea escrocheriilor prin înșelăciunea cetățenilor, ce anume inventând istorie false, precum că ruda apropiată a nimerit într-un accident rutier în urma căruia a avut de suferit o persoană. În urma perchezițiilor autorizate de către forțele de ordine, asupra suspecților au fost depistate mijloace bănești în sumă de 15.000 de euro. Măsurile speciale de investigație au fost desfășurate de către ofițerii de investigație din cadrul Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, polițiștii Inspectoratului de Poliție Buiucani, în comun cu Procuratura Municipiului Chișinău. În acest context, oamenii legii fac apel repetat către cetățeni să fie vigilenți. Să nu cadă în plasa escrocilor din motiv că angajații poliției cât și altor structuri de ordine nu face nimeni apel pentru a cere bani din că a nimerit cineva într-un accident rutier, într-o altă situație. În cazul în care sunt contactați și sunt informați că o rudă ar fi nimerit într-un accident rutier, să nu continue discuția cu persoanele date, dar să închid telefonul și să fac apel la 112. Acțiunile de investigație și de urmărire penală în acest caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs și identificarea și altor persoane în comiterea infracțiunii. Dacă le va fi demonstrată vinovăția, suspecții riscă pușcărie de la 4 la 8 ani. Amintim că în urmă cu două luni au fost reținuți alți trei indivizi care se dădeau drept angajații organelor de drept, contactau rudele și sub pretextul că apropiații lor ar fi produs un accident rutier în urma căruia a avut de pătimit o persoană, solicitau mijloace bănești pentru a nu fi trași la răspundere penală. Sumele estorcate de la victime variau între 5.000, 20.000 și 50.000 de euro. Fetița de 2 ani căzută ieri de la etajul 8 al unui bloc din Chișinău este în stare gravă. Despre asta ne-au comunicat reprezentanții Institutului Mamei și Copilului, acolo unde a fost dusă mica pacientă. La internare starea pacientei s-a calificat ca foarte gravă, aceasta fiind internată imediat în secție de reanimare, unde se află și până la moment. Starea deocamdată neschimbată, rămâne în continuare gravă, se suferă de mai mult politraumatismi, comă de gradul 3. Reamintim că incidentul a avut loc ieri seara în sectorul centru al capitalei. Polițiștii au stabilit că geamul apartamentului era deschis. Fetița a urcat pe pervaz, s-a sprijinit de plasă și a căzut în gol. În legătură cu acest caz, oamenii legii vă îndeamnă să supravegheați copiii în permanență. În caz contrar, închideți toate geamurile și blocați ferestrele și mânerele cu utilaje speciale. Beți criță la volan. Trei șoferi din Ialoveni sunt cercetați penal pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Potrivit poliției, cel mai aghesmuit s-a dovedit a fi un motociclist de 54 de ani, cu o concentrație alcoolică de 1,03 mg per litru în aerul expirat. Suflă, 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 suflă. Și cifre acolo. 1.03. 1.03. E foarte mult de un contract.
În alt caz, polițiștii au stopat la cărbuna un Renault Megane. La volan era un bărbat de 35 de ani care nu doar că nu deținea dreptul de a conduce, dar avea și o concentrație alcoolului de 0,55 mg per litru. În cel de-al treilea caz, un șofer de 60 de ani, după ce a consumat băuturi alcoolice, a derapat cu Toyota de pe traseu. Testarea cu aparatul Dragger a constatat în aerul expirat o concentrație alcoolului de 0,63 mg per litru. În toate cazurile au fost inițiate cauze penale, iar mijloacele de transport au fost duse la parcarea specială. În Moldova ar putea fi deschise crematorii umane. Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege cu privire la funcționarea cimitirelor. Potrivit documentului, crematoriile vor putea fi create de către autoritățile publice centrale, locale sau în parteneriate publice-private. Administratorii lor vor fi obligați să stabilească regulile privind prestarea serviciului de incinerare, să întocmească registrele de evidență și arhivă, să stabilească regulile de acces în crematoriu și să asigure servicii de relații cu publicul și informarea vizitatorilor columbarelor. Proiectul aduce unele abordări noi pentru Republica Moldova, cum ar fi înființarea și funcționarea crematorilor, incinerarea, osuarul, urna funerară, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Astfel, este necesar de a crea un sistem complex de gestionare a cimitirilor, crematorilor, de la înființarea lor, administrarea până la închiderea și desființarea acestora. Inițiativa legislativă în acest sens a fost înregistrată de către deputații PAS. Administrațiile cimitirelor și crematoriilor umane vor putea amenaja și pune la dispoziția persoanelor interesate, pe baza unui contract, spații speciale destinate păstrării urnelor funerare cu cenușa persoanelor decedate. Incinerările se vor efectua numai pe baza certificatului de deces sau un alt act care confirmă decesul, cu avizul organelor de poliție eliberat în condițiile legii. Se va interzice incinerarea persoanelor decedate neidentificate, a persoanelor decedate cărora nu li s-a emis certificatul de deces sau un alt act care confirmă decesul, dar și persoanelor străine decedate în țara noastră în lipsa aprobării oficiului consular din Republica Moldova al țării al cărei cetățean a fost persoana decedată. Documentul urmează a fi aprobat de către Parlament. Ministrul Mediului a mai declarat că în lipsa unor servicii de incinerare la noi în țară, moldovenii sunt nevoiți să meargă în Ucraina sau România pentru astfel de servicii. În urmă cu câțiva ani, Consiliul Municipal Chișinău a oferit 8 hectare de teren pentru construcția unui crematoriu în Chișinău, în apropierea cimitirului Sfântul Lazar. Potrivit datelor, în Moldova, practic fiecare localitate dispune de un cimitir, iar în municipiul Chișinău există 11 locuri de veci care se întind pe o suprafață de aproape 200 de hectare. Riscul izbucnirii unui nou focar de pestă porcină este persistent în Moldova, informează ANSA, care oferă recompensă de 50 de euro pentru notificarea despre depistarea cadavrelor de mistreți. Instituția informează că au fost închise toate focarele de până acum, dar că riscul izbucnirii altuia este destul de persistent, având în vedere că în țările vecine apar noi și noi focare de pestă porcină, atât la mistreți cât și la animalele domestice. Agenția este dispusă să acorde persoanelor care au notificat despre depistarea unor cadavre de mistreți și locul amplasării acestora, recompense în mărime de 50 de euro pentru fiecare cadavru notificat. Reamintim că de la începutul anului în Moldova au fost înregistrate 17 focare de pestă porcină, dintre care 14 focare la porci domestici, 3 la porci mistreți fiind nimiciți din cauza bolii, 334 de porci și 21 de mistreți. Virusul rezistă câteva luni în... Guvernul a aprobat crearea unei noi autorități de implementare a politicilor în domeniul îmbunătățirii funciare. Agenția va fi înființată prin transformarea Fondului de Dezvoltare Durabilă din Moldova, cu preluarea funcțiilor de la Agenția Apele Moldovei și Agenția Relații Funciare și Cadastru. Atribuțiile noii structuri țin de gestionarea domeniului conservării, ameliorării și sporirii fertilității solurilor. Instituția va fi în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Aceasta va avea responsabilitatea să implementeze politicile în domeniul îmbunătățirii funciare și să realizeze proiectele de investiții în sistemele centralizate de irigare. Despre asta a menționat vicepremierul Vladimir Bolea.
Până în prezent, în Republica Moldova nu există o autoritate unică administrativă centrală cu responsabilități clare de implementare a politicilor în domeniul îmbunătățirii funciare. Cunoscutul scriitor pentru copii Spiridon Vanghele își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Prozator, poet, traducător și editor, laureat al premiului de stat deținător al Ordinului Republicii, Vanghele a împlinit 91 de ani. El s-a născut în satul Grinăuți, județul Bălți, în prezent raionul Râșcani. După absolvire a lucrat ca profesor școlar, apoi redactor la editurile Cartea Moldovenească și Lumina. A debutat în 1962 cu plancheta În țara fluturilor, urmată de mai multe volume, printre care Băiețelul din coliba albastră și Isprăvile lui Guguță. Anume, lucrarea din urmă l-a consacrat, el fiind supranumit și tatăl lui Guguță. По всему селу ищет Гугуца книги, те, с какими школьники в школу ходят. În cadrul unui interviu, Spiridon Vanghele a menționat că lumea copilăriei este una deosebită. Guguța este cel de-al doilea fiu al meu. Am scris și o carte despre fete, Crăița. Mai am de scris vreo două cărți, spunea scriitorul. Eroul Guguță este îndrăgit atât de cei mici, cât și de cei adulți. Cărțile sale, Isprăvile lui Guguță și Steaua lui Ciuboțel au fost traduse în peste 40 de limbi ale lumii, printre care engleză, franceză, germană, japoneză și chineză, înregistrând tiraje de milioane de exemplare, apărute în 78 de țări. Scriitorul a fost distins cu mai multe premii naționale și internaționale, inclusiv cu diploma de onoare Andersen, premiul de stat al RSSM, premiul Ion Creangă al Academiei Române și cel de scriitor al poporului. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită. La revedere!